Bună, bine te-am găsit! Dacă ești săgetător sau ai ascendentul în săgetător, acestea sunt previziunile lunii august pentru tine. Prima dată ce trebuie să reții tu? Faptul că în casa 10-a Mercur va retrograda, da? Începând cu data de 5 august. Tot atunci va fi, de fapt, da, tot atunci pe 5 august, iată, intră și Venus în casa 10. Ceea ce înseamnă că, na, pe plan profesional ai și multe oportunități, dar ai și foarte multe provocări. Acum vreau să-ți atrag atenția asupra unui fapt. Dacă tu ai discutat despre nouă angajare, despre un nou proiect, despre ceva care să-ți aducă banii în plus și s-a stabilit o dată, s-a stabilit o zi, s-au stabilit niște condiții și tu aștepți să se pună în aplicare, da? Ei bine, momentul aplicării va fi întârziat. Iar tu știai că luni trebuie să începi și nu mai începi luni și intri într-un moment de panică și te super, te stresezi că ai avut încredere, că ți-ai dat cuvântul, că ai făcut colaborarea și se va întâmpla, dar nu când te aștepți tu. Va fi amânat, va fi întârziat. Așteaptă-te la situații din acestea. De asemenea, trebuie să ai foarte mare grijă să discuți cu șeful cât mai simplu și cât mai concret și cu creionul pe hârtie. Da? Și dacă ai o discuție cu el și el îți spune să te ocupi de un proiect, da? E un exemplu simplu, îl puneți în viața voastră, da? A doua zi s-ar putea să uite de proiectul respectiv și tu o să zici, păi da, mi-ai zis ieri și el o să zică, unde ți-am zis? Și tu o să crezi că a făcut-o intenționat, nu, omul uită pur și simplu, cel mai bine să ai notat într-un mesaj, într-un mail, pe undeva semnat, trebuie să ai tot timpul dovadă. Da? Și trebuie să ai foarte mare grijă și la discuțiile cu colegii, da? Pentru că poate unii vor fi mai competitivi, vor dori să iasă în evidență și ție o să se pare nedrept, adică nu înțelegi de ce sunt ei mai lăudați decât tine, tu care chiar muncești și care doar au papagal, cum zicem pe românește, da? Deci apar situații din acestea în care, iată, discuțiile cu șefii nu sunt cele normale. Și de asemenea, dacă ai fost la un interviu sau dacă ai trimis un CV și ți s-a promis că vei fi repede chemat, se vor întârzia lucrurile acestea sau poate tu acum două luni ai trimis un CV undeva și ți-ai pierdut speranța. Ei, acum exact când nu te aștepți, acum te sună sau acum ți se scrie. După care mai trebuie să reținem ceva, dragii mei, că Marte va fi pe întreaga durata lunii în casa 7-a. Va face careul cu Saturn și va face, iată, și o conjuncție cu Jupiter. Pe plan relațional, atmosfera este una foarte dinamică, da? Foarte tensionată câteodată. Aș putea spune că sunt multe ping-ponguri. Haideți să nu le zicem certuri. Da? Ping-ponguri între voi și partener. Da? Decideți ceva, celălalt se răzgândește, celălalt îi se pare că sunteți prea molcom, că nu vreți mai mult de la viață. Voi la fel aveți impresia că celălalt vrea multe, dar nici el nu poate să se ocupe de atâtea. Da? Deci apar negocieri, neînțelegeri, provocări, tensiuni, da? Dar cearta este foarte dulce în august. Să nu vă vină voi idee, creați gata tu la maică ta, eu la mama, vor fi și situații din acestea. Cei singuri s-ar putea să ajungă așa într-un punct în care să consideră că are balta pește, da? Și să nu știe pe cine să aleagă sau din contră să găsească pe cineva să le placă foarte mult de persoana respectivă și persoana respectivă să dea semne că este implicată, dar totul să se întârzie, să se blocheze, să se amâne, da? Reziliența pe care o veți căpăta în august, cum să vă spun, soluțiile pe care le veți găsi la problemele apărute, toate acestea vă vor maturiza și vă vor ajuta enorm, să știți, până la finalul anului. Așa că, indiferent de ce se va întâmpla în luna august, să trageți aer în piept și să știți că se va rezolva și că, iată, ați mai crescut cu o zi sau ați mai crescut un nivel sau, iată, v-ați mai maturizat în plus.